Există motocicliști în trafic, învață să-i vezi. A fost doar unul dintre mesajele transmise de motocicliști conducătorilor auto într-o campanie menită să reducă numărul accidentelor de circulație. Motocicliștii au vrut să reamintească tuturor că și ei există în trafic și trebuie respectați. Sperăm prin asta să atragem atenția, măcar la cei care circulă astăzi sau din povești că cineva își cere dreptul la viață. Șansa noastră este mult mai mică. Nu avem caroserie, nu avem bară, nu avem nimic. Avem genunchi. Cred că este absolut necesar să atrage pe atenția asupra faptului că și noi suntem în trafic. De cele mai multe ori și cei mai mulți dintre noi mergem civilizați și ar fi bine să facă și șoferii același lucru, să conștientizeze că existăm pe șosea și să aibă un pic grijă de noi. Prin această campanie, polițiștii speră că în județul Sibiu vor fi mai puține accidente de circulație în care motocicliștii să fie victime. Acțiunea de astăzi se subscrie campaniei naționale Alege Viața și are ca scop sensibilizarea participanților la trafic cu privire la faptul că în trafic mai există și motocicliști, iar drepturile lor trebuie respectate la fel ca și cele ale oricărui participant la trafic. Am avut un accident anul trecut, un participant în trafic a călcat linia continuă, mi-a apărut în față. Nu l-am putut evita, am stat 3 luni în spital. Motocicliștii au pornit în marș pe calea Dumbrăvii, Bulevardul Vasile Emilia și șoseaua Alba Iulia. Le-au împărțit și pliante șoferilor. Săruna, campanie de sensibilizare a conducătorului auto. Să știți că și noi suntem în trafic. Să vă asigurați când schimbați direcția de mers cel mai mult.